Prieteni, astăzi vom vorbi despre textele sacre. Pe scurt, textele sacre în iudaism, în creștinism și islam. Există asemănări, există locuri de apropiere între cele trei religii monoteiste. Dacă ne uităm la înțelegerea cuvântului în cultura ebraică, în spațiul creștin, iudeo-creștin și în spațiul musulman, vedem că acest instrument pe care l-a dat Dumnezeu omului, cuvântul, este înțeles diferit. Cuvântul în Vechiul Testament, cuvântul Scripturii Vechiului Testament. Sigur, Scriptura Vechiului Testament evrească are un anume canon, un număr de cărți, este alcătuită din trei corpusuri, din trei categorii. E vorba de Tora sau Legea, cele cinci cărți ale lui Moise, cărțile istorice, cărțile profetice și scrierile. Tanah. Scrierile, înțelegându-se prin proverbe, Ester, Iov, mă rog, scrieri importante pentru spiritualitatea evraică. Canonul acesta este ușor diferit față de canonul Vechiului Testament pe care creștinii l-au adoptat. Există cu toate acestea deosebiri și între ortodoxi și catolici cu privire la numărul cărților din Vechiul Testament. Dar ideea aceasta de Scriptură, de text sacru care aparține sau se naște în spațiul iudaic, este preluată și de creștini pentru că relația dintre cuvânt ca expresia voii lui Dumnezeu este sacră. Cuvântul este sacru. Pentru noi creștinii, Sfântul Evanghelist Ioan, cuvântul nu este doar un instrument. Cuvântul este Dumnezeu. În prologul Evangheliei sale citim: cuvântul, la început era cuvântul, cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul și cuvântul s-a făcut trup, a devenit om, asemenea nouă. Ei, ideea de text sacru preluată și de credința nouă, de ultimul profet de islam, e păstrată, numai că există diferențe. Dacă în canonul iudaic al Vechiului Testament există diferențe cu privire la numerotarea cărților, în mare, în linii generale, avem aceleași sau recunoaștem aproximativ aceleași cărți. În ceea ce privește Evanghelia, sigur, sau canonul Noului Testament, el nu este recunoscut, nu este relevant, deși ar fi de folos și chiar am putea înțelege Vechiul, s-ar putea înțelege Vechiul Testament altcumva dacă și spațiul ebraic ar citi Evanghelia, pentru că Vechiul Testament este, așa înțelegem noi, călăuză spre Hristos. Iar Hristos ar putea fi din Evanghelie relevant pentru Vechiul Testament. În ceea ce privește Coranul, Vechiul Testament, Noul Testament și relația cu textul sacru al lumii islamice, aici cred că avem câteva locuri în care nu ne putem întâlni sau de diferențe, de imposibilitate de a reconcilia sau de a vedea vreo posibilitate de apropiere. Ba mai mult, există și câteva locuri care din textul Coranului care ne pun pe gânduri. Un soi de contradicție în sine. Dau un exemplu. În sura 29, versetul 46, sunt pomenite Tora, Taura și Injil. Adică legea Vechiului Testament și Evanghelia. Ca forme de texte prin care Dumnezeu se descoperă. Deci Tora și Evanghelia considerate ca surse de revelație valabile pentru musulman. În sura a treia, versetele 3 și 4,
sunt pomenite din nou Taura și Îngil sau Evanghelia, recunoscută ca ghid, ca îndrumător pentru musulman. Asta înseamnă că el ar trebui să citească, să cunoască mai mult. El este îndemnat să cunoască. Un alt loc, în sura 18, versetul 24, se spune că nimeni nu poate altera, nu poate schimba cuvântul lui Dumnezeu. Coranul este cuvântul lui Dumnezeu. Nu este un instrument prin care ni se descoperă voia lui Dumnezeu, este cuvântul. Ei, dacă nimeni nu poate schimba și pretenția este că textul Evangheliei și al legii este alterat, atunci avem o dificultate în a înțelege alte câteva locuri din Coran. Sura 5, versetul 47. Să judeci, să-i lași pe oamenii cărții, creștini și evrei, să judece după revelația lor. Asta înseamnă că e o revelație valabilă și pentru tine. În aceeași sură, 5, versetul 68, se recunoaște autoritatea legii vechi și a Noului Testament, a Evangheliei. Nu vreau să mă adâncesc în această problemă a dilemei, e valabilă sau nu, o pot îmbrățișa sau nu, mă refer la lege și la Noul Testament, de către credinciosul musulman. Este cert că acolo există un loc al disjuncției. Este sau nu este revelație? Dacă este revelație, înseamnă că mă încred în ea și ar trebui să o studiez. Dacă nu este revelație sau este revelație alterată, tot înseamnă că ar trebui să o cunosc și să văd locurile în care nu mă încred. Sunt locuri care ne distanțează. Fiecare credință are identitatea ei și nuanțele ei. Noi credem că Hristos, cuvântul întrupat, cel care împacă pe Dumnezeu Tatăl cu omul, pe omul cu Dumnezeu Tatăl, este Mântuitorul, nu doar profetul. Pe curând, prieteni!